Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Bună dimineața, Valentin! Bună dimineața, dragă Georgia! Vreau să le arătăm celor de acasă că noi ne-am străduit, am repetat, tu ți-ai dorit foarte mult să vii cu mine la evenimente să cânti. Da, da. Și eu cred că ești pregătit. Bine, stai să-mi drec puțin vocea. 3, 2, 1 și... Două perechi de ochelari de soare am cumpărat să mergem la mare pentru 7 nopți. Am luat cazare, mic dejun inclus, ce surpriză mare! Doar pentru tine, pentru mine, pentru noi. Da, 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 ba, da, mai de lucrat un pic acolo, da, pentru tine, pentru mine, dar mai mult pe mine. Băi, m-am descurcat? Foarte bine. Mai la evenimente? Da! Ați văzut? Am câștigat, dragilor. Deci, am ajuns cu George la evenimente. Toate bune și frumoase. Știi cum se face? Prima dată vii de 2-5 ori de probă și după aia ne înțelegem și la bani. Dar de unde e 2-5? Nu e 2-3? Nu știu, 2-5. Între 2-5? Da. Asta e ca un barem ceva. Între 2-5. Așa se mai practică. Vii de probă, vedem dacă ne înțelegem și după aia discutăm. Deci dacă vin de 6, nu e ok. Trebuie maxim 5 ca să... Așa trebuie să cotizez deja. Vedem. Ce facem aici? Hai că ne înțelegem. Da? Putem să facem și ceva legat de emisiunea de azi? Zic. Vrei? Noi business tot facem aici la Matinal. Bine, hai să începem cu știrile. Cum ne place nouă? Cu știruțele de dimineață, cu... Hai să dăm drumul la revista presei. Da, nu sunt foarte light știrile, dar le veți afla imediat, căci urmează rubrica revista presei. Valentin, ai legătura. Ce ne-ai pregătit azi? Prima știre, mergem, cum ne place nouă, pe serios, așa... La prima știruță, domnul Cristian Popescu Piedone contestă decizia judecătorilor primită în dosarul colectiv. Cumva, repet, e o chestie normală, cum vorbeam și de doamna Udrea și domnul Oprescu, că oricine are o condamnare vrea să epuizeze toate căile de atac, să vadă dacă poate să facă ceva, poate dacă nu scapă de la, știți voi, măcar să reducă puțin pedeapsa. Și vedem că a depus domnul Piedone o contestație cu privire la pedeapsa pe care o primit-o. Aceasta este prima acțiune în justiție a fostului primar pentru a scăpa de ani de închisoare după ce a fost reținut. În acest caz, instanța a decis termen pe data de 16 iunie. Totodată, Piedone poate apela la alte două soluții, contestația în anulare și recursul în casație. Trebuie să-ți spun sincer, acest limbaj juridic mă depășește puțin, dar cu siguranță sunt două căi de-a ta pe care domnul Piedone le are. Vedem în data de 12 mai, după cum bine știm, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Drept pedeapsă complementară, Piedone nu mai are voie să se exercite dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. Pe 5 ani cumva de la terminarea pedepsei cu închisoarea sau pe 5 ani de acum înainte? Cred că după terminarea pedepsei, sincer, că altfel n-ar avea sens că 4 ani stai, mai aștepta doar un an. Și cumva e normal, adică după ce ai fost condamnat, ai făcut închisoare, cum ar fi să te urci pe scaunul de primar? Da, e pedepsa accesorie asta, cumva în tandem cu funcția pe care a ocupat-o. Cum ar fi să te faci primar, să te urci pe scaunul de primar prima zi când ai ieșit din închisoare? Nu merge. Dacă te sincronizezi cu alegerile, dar cred că acolo mai contează anumite aspecte. Și să convinci electoratul. N-ai timp de campanie, faci campanie de după gratis, cum ar fi. N-am văzut asta vreodată. Nu cred că ai. În România orice e posibil. Nu ne mai miră nimic. Și că tot am ajuns la dosarul colectiv. Știi că vorbeam noi și chiar întrebam, oare cine plătește despăgubirile de zeci de milioane de euro? Ei bine, răspunsul e simplu. Noi. Tot noi, da. Tot noi. Așa pentru că le va plăti guvernul. Și vedem, din fondul de rezervă al guvernului sunt 64,2 milioane de euro. Bani publici. Wow. Bani din taxele pe care tu și eu le plătim, pe care toți telespectatorii noștri le plătesc. Taxe, impozite, orice plătești către stat, cumva tot acolo ajung. Primăria sectorului 4, vedem, a cerut ajutorul guvernului pentru a putea plăti despăgubirile. Este o obligație cel puțin morală pe care primăria sectorului 4 o are. Da, categoric o are. Primăria este unul dintre actorii care, putem să spunem, fără să exagerăm, că a permis cumva. Doar că nu e cumva drept să fie țapi spășitor după ani de zile de la petrecerea acestui incident nefericit, când deja avem un alt primar la sectorul 4. Da, da.
și cu siguranță dânsul nu are nicio legătură cu ce a fost la colectiv. Este un primar ales care își face treaba e separat. E o personalitate nouă pe scena politică, nu... Exact. N-a fost primar înainte de colectiv. Și, repet, trebuie să se lupte din acel buget pe care îl are și cu problema colectiv care a venit peste primăria sector 4. Dar primăria, vedem, a apelat la guvern pentru această plată. O plată foarte, foarte mare. 64 de milioane de euro este o sumă mare chiar și pentru fond de rezervă al Guvernului României. Dar, cumva, repet, banii ăștia trebuie plătiți pentru că este corect ca acei oameni să-și primească banii pe care au cerut în instanță. Evident, niciodată orice sumă de bani, putea fi și un miliard de euro, nu va ține locul nici măcar a unei singure vieți omenești, dar rămite la 50 și ceva de victime, 56 de victime câte au fost parcă. Da, trecând mai departe, un copil de nici 2 ani a supraviețuit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Petroșani. Deci, an și 3 luni. Un an și 3 luni avea micuțul și a supraviețuit. Vedem. Wow, nu, hai să povestim cum s-a întâmplat treaba asta. Vorbim de un copil care e de înălțimea asta. Nu pot să-mi explic. Vorbim de un balcon, vorbim de un cădere de la etaj. Mă întreb cum poate un copil să se urce, să ajungă pe pervaz sau în oricare altă zonă. Probabil, nu știu exact care a fost situația, probabil că părintele îl ținea la geam, părintele a avut un moment de neatenție. Wow, ok. E șocant să vezi că un an, repet, un an și trei luni, nu te poți urca niciodată singur până la o asemenea înălțime, care probabil ar fi undeva pe aici. Da, vedem, un moment de neatenție poate costa foarte scump un copil, dar și un părinte, pentru că știm. Uite, foarte noi bine, nu avem copii, dar Aura vine așa cu explicații, a zis că de obicei copiii își găsesc modalitățile lor, dacă era pătuțul lângă geam, lângă un dulap, da. Pătuț, dulap, geam. Dar părintele ar trebui să se gândească cumva la variantele astea, atunci când așează pătuțul copilului sau când îl lasă să stea într-o anumită zonă. Un an și trei luni, totuși, despre ce vorbim? Este bine, o vârstă foarte fragedă. Bine, acum nu putem să ne pronunțăm noi că atunci când vine pe lumea un copil în casă se schimbă atât de multe lucruri. Cu când siguranță. Vine vorba de mobilier, organizare și așa mai departe. Du-te și securizează plinte, cabluri, colțuri, prize, tot. Aragaz, ai grijă cu aragazul, cu orice laja de mâna copilului, copilul mic bagă în gură și chestiile mici pe care le găsește prin casă. Deci, da, trebuie să avem atenție sporită în astfel de momente. Copertina blocului este cea care l-a salvat pe copil. Wow. Nu a căzut direct pe asfalt, pentru că probabil atunci ar fi fost tragic finalul. Poate că și osatura lui fiind mai moale, poate că și asta a contribuit. Cu siguranță. Și vedem, avea semne vitale, era în stare gravă, dar avea semne vitale când au ajuns echipajele de intervenție și a fost transportat de o ambulanță la spitalul din Petroșani, unde a fost stabilizat de către medicii de la UPU. Ne bucurăm să aflăm că este bine, sperăm să fie bine în continuare. A fost transferat, vedem, apoi cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii din Timișoara, unde urmează să fie supus mai multor investigații. Trebuie să faci probabil o scanare completă, având în vedere înălțimea de la care a căzut, chiar și cu acea copertină. Poate să aibă oase fisurate, poate, de ce nu, chiar poate probleme în zona capului, trebuie investigat și partea cerebrală. Mai ales că un copil de un an și trei luni nu vorbește și nu spune, mă doare aia. Trebuie făcute investigații ca să vedem... E ok bebelușul și să n-aibă prea mari probleme. E clar că după o cădere de felul acesta o să rămână cu câteva traume, dar sperăm să nu fie afectat, mai ales la nivel cerebral. Să nu fie afectat în mod major. Da. Pentru că o mână, un picior... Se mai vindecă, se mai... Tratează, da. Exact. Dar la nivel cerebral e o problemă mai mare. Ce cu știrile astea dimineața asta, te întreb? E, uite, dacă vrei să vă dăm și mai pe oarecare veselie, așa. Așa? Cumva, nici voucherele, aici nu-i sigur. Da, cumva voucherele pentru alimente urmează să fie distribuite. Cine poate beneficia de ele? Spun că e așa și așa pentru că, repet, aceste vouchere... Deci, Georgia, sunt 50 de euro la două luni. Mă, nu, da. Pe lună, la odată, două la luni. Două luni, da. 50 de euro înseamnă puțin sub 250 de lei. Iată o familie care are și vreo doi copii, nu zic mai mulți, zic unul, doi, și dă-le 50 de euro. Am fost eu la cumpărături ieri și am luat de 144 de lei. Bine, am mai luat și înghețată și chestii extra, dar zic așa, pentru două persoane ne ajunge mâncarea asta pentru vreo 4 zile. Două baxuri, exact. De apă, niște ouă, un pic de brânză. Gândește la o familie cu copii, copiii au nevoie și de... N-am luat carne, atenție, n-am luat niciun pic de carne, nu tu piept de pui. Deci fără pic de carne, fără pic 140 de, carne. De lei. Da. Da. Vezi, și două cumva... persoane, 4 zile. Și imaginează-ți banii ăștia. Deci, practic, tu un voucher de genul acesta l-ai consumat într-o săptămână. Da. Dacă 140 de lei sunt pentru 4 zile, da.
Pentru săptămână... două persoane o săptămână, da. Cam asta. Și voucherul acesta ar trebui teoretic să te scoată din problemele financiare timp de două luni. Mai ameliorează puțin pe aici pe acolo, dar nu știu. Știi e că, noi, suntem, că noi românii suntem obișnuiți cu vorba aia, mai bine puțin decât deloc. Noi poate că cumpărăm și altfel de produse. Eu mă gândesc la e-mail în perioada în care nu duceau foarte bine cu banii. Nu cumpărau ce cumpăr eu acum. Unt de nu știu de care, cu nu știu de care grăsime și... Dar cu siguranță mai toți... Mai luau o margarină... Toți caută ofertele cele mai... Știi, caută magazinul cu mâncarea cea mai ieftină. Da. Și probabil de acolo... Mai găseau o ofertă la un piept de pui care expira peste două zile și îl făcea repede în seara aia. Da, sunt variante general, cumva, la care apelăm mai... toți când suntem mai pe în situații mai, mai la limită. Vedem, domnul ministru a precizat că aceste carduri, pentru că totul e electronic, și revenind la discuția noastră da, de acum da, da, o săptămână, satele, cu cum la sate, cum, unde se dă pe caiet și unii nici casă de marca, nu cred că au să-mi fie cu iertare, dar aminte POS, vor fi transmise cardurile acestea populației prin intermediul poștei române. Să fiu răutăcios? De ce? Mă lași să fiu răutăcios? Nu știu. Hai zi și zic după aia dacă e bine să, sau rău. Să n-ajungă în toamnă. Nu cred. Hei, poșta română livrează cu sinistre răspundere colete, da? Scrisori, da. Na, înseamnă că am avut niște experiențe mai neplăcute și probabil de-aia. Poate să fiu un pic crazy, nu? Da, probabil. Poate vorbești din experiență personală și acolo n-am cum să intru. Eu am vrut să fiu puțin răuz, bine, mergem în continuare. În cazul celor care nu primesc voucherul până la data de 30 iunie, apoi de ce să nu-l primească până la 30 iunie? Sunt probleme și întârzieri, vezi, Georgia? Trebuie să iei în considerare orice variabilă. Suma pe lună aferentă va fi distribuită și nu vor fi în niciun caz dezavantajați. Adică dacă ajung astea mai târziu, o să le trimită suplimentarea aceea luna următoare. Nu așteptăm ca furnizorii să tipărească toate cardurile. Pe măsură ce le avem imprimate, le vom livra prin poșta română. E, vezi? Dar dacă până la 30 iunie vor fi persoane care nu vor primi carduri și le vor primi pe 2 sau 3 iulie, nu înseamnă că pe luna aferentă nu vor primi suma, a spus domnul Marius Budăi. Deci astea nici măcar nu sunt tipărite toate la 1 iunie. E bine, e mai bine așa, că pe măsură ce sunt tipărite, poșta le livrează și atunci nici nu există varianta... A, nici nu se aglomerează, cum că se tipăresc, da. Se livrează. Nu. Da, dar nu vor fi primite la 1 iunie de oameni. Adică la 1 iunie începe cumva procesul ăsta, știi? Da, e ok, ne bucurăm să vedem că măcar atât, repet, noi românii suntem obișnuiți cu vorba aia, bă, mai bine puțin decât deloc, mă, nemulțumitul lui se ia dar. Și nu e ok să fim obișnuiți așa, dar... Și știi cu ce nu mai e ok să fim obișnuiți? Cu ce? Zi-mi sincer, tu ești din categoria aia în alta societății care are centrala acasă? Unde locuiesc cu chirie, acum n-am centrală. A, deci ești prin termoficare, ca tot bucureșteanul. Ca tot bucureșteanul. Și eu la fel. Când ai n-am făcut avut apă caldă acum două zile... E și eu cam tot, acum, weekendul trecut. N-a fost o problemă, vezi, de cât deloc, mai bine da, măcar da, apă rece. Un duș cu apă rece, dar măcar curge apă. Măcar curge apă. O, și ce presiune are apa aia ai văzut? Nu contează că e rece, contează că o avem, da? Alții și-ar dori apa noastră rece. Zeci de blocuri din sectorul 2 al Capitalei și spitalul Malaxa, okay. Rămân fără apă caldă până pe 3 iunie. Azi e 27 mai. Wow, o 3 iunie, aproape. O săptămână, spital. Da. Este sistată de joi în 43 de blocuri din sectorul 2 și la Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, timp în care au loc lucrări de reparație și revizie a conductei cu o vechime de aproape 60 de ani, a anunțat compania municipală termoenergetică. Știi cumva, e și o discuție destul de complexă aici. Astea sunt niște conducte foarte vechi. Ele au nevoie de reparații. Și da, atunci, că... odată tot vor fi necesare reparațiile și tot se va opri apa caldă. Dar am auzit că ar fi, sunt discuții pe tema asta, că aceste conducte cumva sunt relativ peticite, știi, din lucrare în lucrare, pentru că e foarte greu să paralizezi tot orașul ca să schimbi tu toate conductele acelea vechi. Știu. Și avariile astea sunt inevitabile. Adică noi ne plângem de aceste probleme, ne plângem că domne termoenergetica să facă să dreagă, dar de fapt cred că și ei sunt puși într-o situație destul de ciudată. Să împece și capra și varza, nici să nu blocheze traficul, nici să nu spargă străzile, nici să nu genereze exact. Cheltuieli. Exact. Ce ar fi dacă s-ar apuca de toate deodată? Să zicem că au resursa umană, au tot țevi de schimbat. Ce ar însemna să fie schimbate toate conductele din oraș mâine? Să apuce mâine. Schimba de mâine. Știi, adică cumva se merge din lucrare în lucrare și trebuie să o strategie, trebuie un plan să oprești circulația pe anumite tronsoane, astfel exact. Încât pe anumite zone să poți să ai rute ocolitoare. Și cum poți? Sectorul 2 este gravă situația, de ani de zile.
de, cred că de 2 ani știu eu că în zona aceea Colentina... Da, și eu am prieteni în sectorul 2, care stau pe lângă piața Delfinului, pe acolo și tot așa sunt probleme. Dar, repet, cum poți să schimbi o conductă prin care curge apa? Nu trebuie să oprești apa din ea mai întâi? Deocamdată avem nevoie de vouchere, avem nevoie să trecem de o inflație, mai avem până la apă. Ne mai spălăm și cu apă rece. Mai. Aia să fie cea mai mare problemă a bucureștenilor. Și hai să mergem și la Cannes. Mergem la Cannes? Nu știu dacă ne permitem, dar dacă vrei tu mergem. Nu, dacă nu, că cu știrile, George. Așa, cu știrile, da, metaforii, mergem. Trebuie să mergem mâine în vamă. Mergem, acolo ne-o permite. Mergem la Cannes mai întâi așa, cu gândul, pentru că Metronom, filmul românesc care a făcut senzație la festivalul Cannes, a fost acolo foarte apreciat. Vedem, România a fost apreciată în lumea filmului. Primul lung metraj al regizorului Alexandru Belc a fost primit cu aplauze la premiera de la Cannes. Este o poveste foarte drăguță, se petrece undeva prin anii 70, cu tineri, e foarte tare povestea, chiar mi-aș dori să văd acest film. Criticii de film, dar și cinefilii au transmis aprecieri și aplauze realizatorilor, dar și povestirii care au reușit să capteze atenția persoanelor ce se aflau în sală. Este vorba de doi tineri care trăiesc o poveste de iubire. În România vedem, cum am spus, anul 1972. Așa, ne-a povestit și invitata noastră, Mara Bugarin, pe care o așteptăm imediat. Exact, să ne povestească, de la Cannes, să ne povestească despre experiența la Cannes. Sunt sigur că a fost emoționant. Știi că vorbeam cu ea și ea spunea chiar că o să aibă emoții cum o să fie acolo, pe covorul roșu cu toate acele persoane. Și că tot a mers în lumea filmului, avem din păcate și un deces. În lumea filmului este vorba de actorul Ray Liotta, starul din Goodfellas. El avea 67 de ani și urma să căsătorească. A venit într-un moment destul de neașteptat pentru el. Care e cauza decesului? Am auzit aseară de veste. În somn. Nu pot să cred. Peste noapte, dintr-o dată, cel mai probabil din cauza unui infart. Da, de obicei, persoanele care mor în somn mor din cauza unui infart. Wow! Da, se întâmplă și lucruri din astea, n-avem ce să facem, viața ne surprinde uneori. El era logodit și urma să căsătorească cu J.C. Nitolo. Liotta se afla în Republica Dominicană pentru filmarea unui proiect intitulat Dangerous Waters. Se întâmplă și lucruri de genul acesta, sunt imprevizibile. Mergem și în lumea muzicii. Mamă, ce știri triste am avut azi, deci pe bune. E doliu și în trupa Depeche Mode după decesul unui membru marcant. Suntem șocați și deosebit de triști pentru trecerea neființă prea devreme a dragului nostru prieten. Declarația membrilor trupei, este vorba despre Andrew Fletcher, clăpar și membru fondator al trupei britanice. El a murit joi la vârsta de 60 de ani. Anunțul a fost făcut... Ce tineri am doi și Ray Liotta. Wow. Da, nu ți se pare 60 de ani, nu ți se pare că e o vârstă mult prea mică pentru deces? Da, mi se pare. Sunt 60 de ani, adică nu sunt 80, nu sunt 90. Da. Rămânem în lumea filmului. Da, hai să scoatem cumva cămașa pe undeva, Valentin. Da, a fost o revistă presă, dar asta n-a fost revista presei de vineri. Așa de tristă, abia să vină pe Elena, că vine weekend-ul, să ne ajute așa spre final de emisiune, că nu e bine cum am început astăzi. Dar da, lăsăm ei spațiu să crească, știi? Da. Suntem noi aici și ea crește cu entuziasm. Până la final, sigur, ne revenim. Și până la final vă propun să mergem către un material despre filme Marvel. Ca să aducem niște supereroi în viețile noastre. Poate, unul dintre ei se detașează miraculos și aici în platou, să ne ajute și pe noi. Se anunță un an plin de aventuri pentru iubitorii universului Marvel, care vor avea parte de cel puțin 5 filme cu supereroii lor favoriți. Filmul Thor, Iubire și Fulger, al cărui trailer tocmai ce a fost dezvăluit, îl urmărește pe personajul principal într-o călătorie diferită, una a regăsirii și a păcii interioare. The only ones who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. Și Pantera Neagră își va continua călătoria explorând o nouă civilizație secretă. Wakanda și Atlantis sunt civilizații evoluate ce au abilități militare fabuloase, dar care aleg să se ascundă de restul lumii pentru propria lor siguranță. We will fight. My name is King T'Challa.
son of King T'Chaka. For the first time in our history, we will be sharing our knowledge and resources. Wakanda will no longer watch from the shadows. Tărâmul cuantic va aduce noi provocări și pentru Scott Lang. Al treilea film, Ant-Man, nu și-a dezvăluit încă punctele centrale ale acțiunii, însă fanii au înțeles deja că lupta din timp și spațiu nu este nici pe departe de a fi rezolvată. There's so much we didn't know about this place. World upon world. Entire civilizations. Far more than we ever theorized. Disruption in the space-time continuum destroyed my reality. Funcționând pe principiul pregătește-te să experimentezi și să zbori mai sus, mai departe, următorul Capitan Marvel va fi axat tot pe personajul lui Brie Larson, însă de această dată cu Tiona Paris și Iman Vellani alături. Veers. My name. Is Carol. Totodată și cei patru fantastici urmează să-și facă apariția în acest an pe marile ecrane. În jurul peliculei au existat numeroase discuții în rândul fanilor, mai ales de când Marvel a cumpărat drepturile, iar distribuția va fi, potrivit directorului, o combinație frumoasă de actori veterani și nou veniți. Hai să amplificăm informația și în zona sportului. Am auzit vești regretabile în lumea tenisului. Simona, eliminată de la Roland Garros. A avut un atac de panică, din câte am înțeles. Da, așa pare am auzit și eu. Pare să antrenamentul cu Patrick Muratoglu. Nu știu, mie așa mi se pare. Și Irina Begu. Și Irina Begu a comis-o pe teren. Cu racheta. Racheta s-a enervat, pierzând un set, am impresia, și a aruncat cu racheta, i-a ricoșat într-un copil care era în tribune. Colegul nostru, Gabriel Maricescu, este alături de noi și cu siguranță ne va oferi mai multe detalii. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Să încep cu ultima întâmplare, cea a Irinei Begu. Ea când a dat cu racheta de pământ, nu pierduse setul, era vorba de decisiv, era condusă cu 4-2. Dar hai să mai povestesc și pentru telespectatorii Metropola TV, ceea ce am spus la radio deja. Am și văzut meciul respectiv. Să știți că n-a fost o ieșire din aceea nervoasă, sau cum spun sportivii mei, nu era nervoasă cu nervii. Mai aruncă din când în când racheta, mai toți jucătorii de tenis, ea nici măcar n-a dat violent, pur și simplu a fost un gest ceva de genul ăsta. Da, ghinio, nu știți cum e, ceasul rău, pisica neagră, a sărit racheta exact în primul rând al acelei tribune mai mici, pentru că era un teren secundar, și a lovit un copil. Ea n-a fost descalificată pentru chestia asta și am să vă spun care este motivul. Pentru că a fost chemat supervizorul turneului de către arbitru. În același turneu, în aceeași ediție de la Roland Garros, un jucător cu adevărat nervos, cu nervii, dar foarte bun așa ca și tenismen, e vorba de Andrei Rublev, cu două zile înainte, troznise mingea de pământ, dar într-un acces de asta de furie nebunesc, și doar șansa a făcut ca mingea să lovească doar cozorocul șepcii unuia dintre copiii de minci. Altfel, sigur, nu-i zbura capul, nu-l omora, dar era o fază de descalificare. Ori el n-a pățit nimic acolo. Și cum el n-a pățit nimic în acel acces de furie, nu puteau să o descalifice pe Irina Begu, care, sigur, nu-i bine ce a făcut, dar ea a avut realmente ghinion, că n-a vrut să dea cu racheta aia să zboare undeva. A fost un gest așa de frustrare și a avut foarte mult ghinion. De asta Irina n-a fost eliminată, până la urmă s-a calificat și a rămas singura noastră jucătoare de pe tabloul de simplu. Și asta pentru că Simona, așa cum spuneați și voi, a fost eliminată de o chinezoaică de 19 ani, care după ce a pierdut primul set, atenție,
pe mâna ei, nu pe mâna Simonei, apoi a distrus-o pe Simona din punct de vedere mental, după cum am aflat, pentru că Simona a suferit un atac de panică. Știu că se fac speculații apropo de relația cu Muratoglu, dar oamenii din tenis spun că nu are nicio treabă Muratoglu cu această reacție a Simonei. Este vorba de faptul că ea într-adevăr muncește mai mult în ultima vreme decât o făcea înainte, își dorește foarte mult să revină. Nu pe primul loc, asta este aproape imposibil, dar măcar în top 10. Și când se lovește, să spunem așa, de un adversar nu neapărat puternic, dar care îi pune probleme, este expus. Așa s-a întâmplat și în primul meci cu tânăra, adolescenta Shung din Germania. Și s-a întâmplat și mai rău în meciul ăsta. Întrebarea tuturor e... Simona cum va trece peste momentul ăsta, chiar dacă ea ne asigură că totul e ok, că era doar un atac. Nu, un atac de panică nu înseamnă doar un atac de panică. Dacă vin mai multe atacuri de panică, deja lucrurile se complică și nu știm ce se va întâmpla cu ea în următoarele turnee. Vine sezonul pe iarbă, ea nu s-a înscris la multe turnee în afară de Wimbledon și unul înainte, pentru că se gândea la un sezon lung și obositor pe zgură, ceea ce iată n-a fost cazul, nici la Madrid, nici la Roma și... cu atât mai puțin la Roland Garros. Despre Muratoglu, oricum relația cu Muratoglu nu se va rupe, dacă e să se rupă, nu știm noi chestia asta înainte de Wimbledon. Dacă nici la Wimbledon nu iese bine sau, cum să spun, iese foarte rău cum a ieșit acum, atunci s-ar putea discuta despre niște ajustări din punctul ăsta de vedere. Altfel, vom avea un weekend foarte, foarte interesant, adică vom avea finala Champions League de la Paris, dintre Real Madrid și Liverpool. Vom avea astăzi baraj pentru Europa în România, e vorba de Craiova cu Botoșan. Vom avea meciurile de supraviețuire sau promovare, cum vreți să le spunem, de sâmbătă și duminică, cu Chindia versus Chiajna, iar duminică Dinamo cu Universitatea Cluj. Vom avea și cel mai așteptat mare premiu de Formula 1, este vorba de Grand Prix-ul Principatului Monaco, mâine calificările la ora 17, cursa duminică la ora 16. Am aici o listă că sunt atât de multe că n-aș vrea să le ratez. Și bineînțeles să vă spun ceva și de basket, pentru că a început finala campionatului național, primul meci jucat la Cluj între UBT și CSU Voluntari, câștigat de gazde la vreo 20 de puncte diferență, după ce echipa din Ilfov a avut la un moment dat un avantaj de 10. Jocul 2 este programat mâine seară tot la Cluj, după care seria se va muta pentru două partide aici, aproape de București, la Voluntari. Vom vedea ce se va întâmpla și în această dispută, iar în acest weekend vom afla și campioana la handbal feminin într-o atmosferă extrem de tensionată, după ce aseară Cristina Neagu, după ce CSM-ul a învins la Zalău, iar Rapidul pe Craiova la București, Cristina Neagu a avut o postare pe Facebook care a inflamat spiritele, dând de înțeles că arbitrii sunt împotriva CSM-ului, că jocurile sunt făcute de fapt pentru Rapid, iar că totul merge în direcția asta. Nu știu dacă e chiar așa sau dacă era momentul ca tocmai Cristina Neagu să posteze ea ca jucătoare lucrul ăsta. Am dezbătut cu Radu Voina mai devreme subiectul, nu prea e corect nici ce a făcut ea. Adică lucrurile, dacă sunt corupte și negre, nu sunt din ultimul meci, mai dinainte, și de ce au tăcut unii dacă au avut ceva de spus. Da, vom vedea. Cam atât, prieteni, pentru astăzi. Weekend minunat. Toate bune! Stimați telespectatori, nu știu dacă sunteți pregătiți pentru acest moment, însă... Știrile, vin știrile la Metropola TV. Băi, mă, că ne credeau, era pe bune, chiar ne Știi credeau. Și că te-am uitat că tot făceai așa de pe un picior pe altul și sunt la care genunchi? Mă, dar ne credeau, pe bune. N-am putut să-ți dau credite, îmi pare rău. Ego-ul meu este atât de mare. Am încercat să facem un moment, îmi pare foarte rău. Hai, mai zi o dată. Nu, haideți să vedem știrile, că nu. Avem o ceartă deja. Bine, să vedem știrile. O să fiu în siguranță, știu Krav Maga. Thank you.
premiile acordate la Olimpiadele Naționale au fost mărite. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației. Sorin Câmpeanu a precizat că premiul 1 va fi de 1000 de lei, premiul 2 va fi de 700 de lei, premiul 3 de 500 de lei, iar mențiunea va fi de 300 de lei. În plus, se vor acorda burse de performanță și pentru elevii din sistemul privat, care ajung să reprezinte România la Olimpiadele Internaționale. Este pentru prima oară când guvernul a adoptat o măsură prin care performanța elevilor la Olimpiadele Internaționale este recunoscută indiferent de școala de unde provin. Este recunoscută prin alocarea unor burse de performanță, pentru prima oară în școlile private. O altă măsură anunțată de ministru este pentru toți participanții la Olimpiadele Naționale. Guvernul a dublat suma zilnică de cazare și masă pentru fiecare elev calificat la faza națională a acestui tip de concurs. Dublarea de la 100 la 200 de lei pe zi, alocație, doar alocația, înseamnă că, luând în calcul numărul de beneficiari, elevi, participanți și profesori însoțitori, profesori din comisii, alocația zilnică pentru participarea la Olimpiade este 20.000, înmulțit cu 200, 4 milioane de lei zilnic, susținuți de către Guvernul României. Sorin Câmpeanu a adus în discuții și sistemul de învățământ superior, unde a precizat că se vor face investiții pentru digitalizarea universităților. Proiectul inițiat de mai mulți parlamentari și adoptat de Senat aduce sancțiuni costisitoare celor care se gândesc să mâzgălească zidurile și clădirile din oraș. Artiștii rebeli care vandalizează pereții sunt pedepsiți. Artiștii care desenează ilegal pe străzile din capitală vor fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei. Cine își lasă amprenta pe aceste spații trebuie să le readucă și la starea lor inițială. Scopul proiectului de lege este să descurajeze autorii de graffiti să distrugă fațadele clădirilor sau gardurile aflate în domeniul public sau privat. Părerile oamenilor diferă, unii consideră desenele o formă de vandalism, în timp ce alții admiră creativitatea și talentul artiștilor de graffiti. Vandalism, artă, niciun caz. Mi se par, nu știu, sinistru, în bun. Ar trebui niște locuri amenajate pentru graffiti și acolo fiecare să-și arăte talentul. Pe de altă parte însă există și susținători ai acestei forme de exprimare. Unele graffiti pot transforma anumite spații în adevărate opere de artă. Nu pot să spun că sunt o formă de vandalism, atâta timp cât, nu știu, sunt niște desene constructive. Nu sunt în totalitate de acord cu acest proiect de lege pentru că nu cred că s-a făcut o diferență clară între arta graffiti și vandalism. Cred într-adevăr că ar trebui descurajată partea de vandalism, acele scrisuri, măzgălituri. În București avem foarte multe exemple în care arta graffiti a ajutat foarte multe străzi, făcând dintr-un punct anost într-un centru de interes turistic. Spațiile special amenajate pentru graffiti ar putea fi, spun unii, varianta cea mai potrivită pentru a nu distruge aspectul spațiului public și a lăsa arta să dea culoare orașului și zâmbete trecătorilor. Primăria sectorului 4 din București va începe în această vară lucrările de consolidare și punere în siguranță a pasajului Unirii. Starea tehnică deplorabilă a pasajului Unirii și a planșeului de sub piața Unirii, care reprezintă un pericol atât pentru participanții la traficul rutier din zonă, cât și pentru cei care folosesc metroul pe cele două magistrale, a fost subiectul unei dezbateri în sectorul 4 al capitalei. De o importanță capitală pentru siguranța noastră a tuturor este planșeul Unirii. Planșeul Unirii, care în fapt este o lucrare complexă, o lucrare cu o componentă hidrotehnică extrem de importantă. Aceasta este o componentă, cealaltă componentă este legată de pasajul rutier propriu-zis. Cea mai periculoasă zona astăzi este planșeul. Autoritățile au prezentat rezultatul unei expertize tehnice, dar și soluții pentru remedierea deficiențelor constatate.
Împreună cu un colectiv de profesioniști am început deja a doua expertiză, am început realizarea practică a studiului de fezabilitate necesar derulării acestei lucrări. Autoritățile au avertizat asupra faptului că o eventuală surpare a acestui pasaj ar putea duce la consecințe foarte grave. Presupune probleme deosebit de grave la metrou, inundarea galeriilor metroului, pentru că în acea zonă se găsesc de asemenea tunelurile de la metrou. Gândim despre construcțiile existente, magazinul Unirea, toate locuințele de lângă magazinul Unirea ar putea fi afectate. Un astfel de incident ar duce la o reală catastrofă pentru orașul nostru. În cadrul conferinței de presă au fost prezentate atât rezultatul unei expertize tehnice, cât și soluțiile propuse de autorități pentru remedierea deficiențelor constatate. Incident alarmant în Cluj. O mașină a luat foc la ieșirea din localitatea Călata. Din fericire, nu au fost victime, însă flăcările au înghițit complet autoturismul. Pompierii din cadrul detașamentului Huedin au intervenit la un incendiu care a cuprins un autoturism între localitățile Călata și Mărgău. La fața locului s-a deplasat o auto specială cu apă și spumă, iar incendiul a fost lichidat în scurt timp. Din fericire, nu au existat victime. Cauza probabilă este o defecțiune electrică la motorul autoturismului. Incidentul nu este o premieră. Zilele trecute au mai fost minim 3 incendii de acest fel și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Vreme trece, vreme vine și cred că numai eu puteam să răcesc pe căldurile astea. Da, să știi că sunt nefericiți cei care răcesc primăvara-vara. Ai mai tremurat de frig dimineața asta? Nu, a fost ok. A fost căldură. În sfârșit, a fost căldură în dimineața asta. Da. Dar da? Să ne spună Romina cel despre mai bine, vreme. Cel mai bine. Cum stăm? Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, vin cu vești bune, pentru că la această oră atmosfera este caldă și vremea se menține în general frumoasă în majoritatea zonelor. Temperaturile sunt normale pentru această perioadă, cerul este variabil, însă temporar mai sunt înorări, mai pot apărea averse și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cele mai mici șanse de ploi sunt în estul și sud-estul țării, dar și în zona de munte. Aici vântul suflă slab până la moderat, dar și în regiunile nordice vântul își face simțită prezența. Deși mai sunt ploi, temperaturile se vor menține la valori ridicate, astfel că maxima la această oră este cuprinsă între 14 grade la Cluj-Napoca și în Brașov și vor atinge 23 de grade în Tulcea. În Constanța sunt temperaturi ceva mai scăzute, iar temperatura va fi de 19 grade Celsius. În prima parte va fi caldă în capitală vremea și la această oră vremea se menține în continuare frumoasă, dar după amiază norii își fac simțită prezența, șansele de ploaie vor fi mai reduse și temperatura maximă atinge 19 grade la Băneasa, dar și în Filaret. Acestea sunt informațiile despre vreme la această oră. Ne revedem mai târziu pentru mai multe detalii. Să aveți o zi frumoasă! Ia, nu pleca, mai stai puțin aici, că noi cam mergem la mare weekendul ăsta și voiam să știm așa pe... Noi ne-am asortat nu doar cromatic, dar noi chiar sper că ora următoare ne spui și cum e vremea la mare weekendul ăsta. Sigur că da, o să vin și cu informații pentru litoral, dar să știți e că se anunță ploi, așa că nu știu. Dacă vreți să mergeți să faceți plajă, nu vă recomand, dar la un local, la un eveniment, ceva, puteți să mergeți. Ploaie. Nu sunt foarte bune veștile. Eu oricum nu mă duc să fac plajă. Ploaie. Eu mă duc doar să o văd pe doamna totuși, mare, ploaie. Că mi-e foarte dor de ea. Eu cred că m-a aflat despre meteo, eu nu mai vreau să aflu la următoare ce se întâmplă. Te-a cred că mi-a ajuns. Romina. Cu un cuvânt, ploaia ai reușit, Romina, să mă Hai, supere astăzi. Hai, mă, păstătim noi doi și o umbrelă. Noi, doi și o umbrelă. Noi, da, să vedem doi. Cum stăm și cu astrele. Da, și acolo. Că de ploaie ne păzim cu umbrela, dar de astre, da, de astre nu prea. Așa că, Olivia, te așteptăm să ne oferi veștile despre horoscop. Bună dimineața!
Berbecii se bucură de spor în orice fac. Este o zi foarte bună pentru acești nativi să recupereze acțiuni din trecut pe care nu le-au terminat din diverse motive. Astăzi fac cât alții într-o săptămână. Taurii sunt mai gânditori astăzi. Mercur retrograd îi determină să analizeze acțiunile lor de la începutul anului, astfel încât să își ajusteze modul de acțiune pentru a doua jumătate a acestui an. Geminii caută să se relaxeze, așa că o pauză în activitatea lor este binevenită. O fugă la mare sau la munte îi ajută să-și încarce bateriile foarte repede. Racii se bucură de momente de socializare. Ei întâlnesc oameni importanți, elevați, cu diferite expertize, care se adună la o masă rotundă pentru a discuta idei și concepte cu scopul de a le dezvolta. Viața leilor este aglomerată din punct de vedere profesional, deși ei și-ar dori mai multă distracție. Va veni și vremea ei, desigur, după ce termină treburile importante. Fecioarele au o zi bună în ceea ce privește studiile și mai ales examenele. Ele sunt sprijinite de astre să performeze și să se bucure de cele mai frumoase reușite de până acum. Balanțele descoperă că au resurse interioare mai multe decât au bănuit și decid că a venit vremea să le valorifice. Urmează să vadă și cum. Scorpionii au multe de oferit în cuplu, dar tot aici emit și o listă de pretenții. Bine, nu o comunică cu subiect și predicat, dar cine nu știe că nimic nu e gratis în lumea asta, o să afle în curând. Săgetătorii pot să întâmpine disconfort pe partea de sănătate, posibil chiar să aibă probleme digestive. Pot să mănânce ceva care nu le priește sau să exagereze cu apetitul. Capricornii se bucură de un hobby, astfel că ei fie pictează, desenează, cântă sau scriu ceva. Este posibil chiar să descopere că sunt mai talentați decât au crezut, lucru care îi surprinde destul de tare. Vărsătorii au discuții în familie, dar care rămân fără concluzii, căci de Mercur retrograd. Dar nu sunt degeaba, concluziile vor veni de la sine după 3 iunie, mai e puțin. Nativii pești stabilesc ultimele detalii ce necesită a fi adăugate într-o formă de colaborare sau contract care este important pentru activitatea lor din viitorul apropiat. Dacă vrei să aflați mai multe sfaturi din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Opera comică pentru copii este gazda celor mai frumoase evenimente dedicate celor mici. Și avem și o premieră mult așteptată. Tu știi că eu n-am fost niciodată la un musical, dacă stau să mă gândesc? Niciodată. Cred că niciodată. Niciodată. Să știi că opera comică pentru copii nu e doar pentru copii mici, și pentru copii mari. Și uite, te invit pe această cale să-ți faci o idee despre premiera spectacolului Sunetul Muzicii și îmi dai și un verdict imediat după ce vedem imagine, da? E bine, așa facem. Hai să vedem. Am întârziat la slujbă! Maria, trebuie să vorbim. Rouă pe roze, pisici tolonite, ceai bun în ceainic, mănuși căptușite. Bună ziua, domnule, ne bucurăm că ați revenit acasă. De ce a plecat ultima guvernantă? Dumnezeu este noua voastră guvernantă. Acum te las cu copiii, sunt la comanda ta. Clinchet de clopot și șnițel cu miere, câștigi zboară și nori se... Singura pentru care mă îngrijorez e fiica lui. Pentru mine. Să nu-i spui tatălui tău. De ce? De ce crezi că sunt aici? Credeam că ești aici pentru că mă placi. Desigur că te plac. Cum să nu te plac când trăiești ca un rege? De ce faci așa? Ei bine, fulgerul îi spune ceva tunetului și tunetul îi răspunde. Ce înseamnă mizeria asta? Vă spălați, vă schimbați și veniți urgent înapoi! Mi-e dor să cânt în cor, rețeta unui tort! Foarte, foarte drăguț. Deci, mai convins. Te-am convins. Dacă mai nu convins. Te conving eu, cu siguranță, doamna Felicia Filip aici de față te va convinge. Bună dimineața, bună dimineața. Bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit. Și dacă tot e vorba de o invitație, noi avem și voluntari.
așa că puteți să ne fiți și voluntari și pentru a veni și a viziona spectacolele și toate activitățile, puteți să vă faceți un abonament la Opera Comică pentru Copii, de asemenea un alt abonament pe aplicația Opera Comică pentru Copii și așa mai departe. Avem multe de făcut și ce este frumos este că până de curând spuneam că vârsta copiilor ce pot să pășească la Opera Comică pentru Copii este de la 3 ani până la 103 ani. Ori, avem acum deja în desfășurare o premieră absolută cu o stare ce se cheamă Bubu și Anotimpurile, însemnând că de acum încolo comunicăm și cu copiii cu vârste între 0 și 3 ani. Așadar, de la 0 până la 100 de ani sau peste 100 de ani. Asta este premiera absolută, să spunem. Apoi există spectacolele, iată, de mâine începând cu Sunetul Muzicii. Este o reluare după 4 ani. Dacă premiera a fost într-un noiembrie 1959, premiera la Opera Comică pentru Copii a fost în 2018, de 1 iunie, și se reia de această dată, începând din 28, cum spuneam, de mâine, până în 12 iunie, o serie de multe spectacole cu casa închisă, de mare succes, cu distribuții extraordinare, cu bucuria faptului că, iată, ne întâlnim într-adevăr cu povestea Mariei, a povestea fiecărei tinere sau fiecărui tiner care are vise și aceste vise devin realitate, sparg toate barierele și lucrurile merg așa cum ni le dorim. E o poveste frumoasă. Cu drag, să știți, căci ne apropiem cu pași repede de cea mai importantă sărbătoare pentru copii. 1 iunie, ziua lor specială în care părinții sunt liberi, bunicii sunt liberi, toată lumea e acolo, da, să le facă toate poftele, inclusiv Opera Comică pentru sigur Copii. Că da. Și tot pe 1 iunie începe și festivalul. Exact, asta este. Pe 1 iunie începe festivalul Opera Copiilor, deja intrat în tradiție, cu atracții felurite, diverse, nemărginite, aș putea spune, spectacolele din sala mare, din salonul Mozart sau din sala Underground, cu Sunetul Muzicii, apoi urmează Albă ca zăpada și Cei 7 pitici, după care urmează Hapciunre Major, asta la sala mare, apoi la salonul Mozart este vorba de spectacole cu Magic Way, cu magicianul nostru super cunoscut, domnul Muntean, spectacole cu Parada Jucăriilor și, bineînțeles, acea mișcare națională Cantus Mundi, care a creat un grup ce se cheamă Corcu Dor, ce la noi în acest moment deja are concerte cu spectacol, aș putea spune, Corcu Dor de rock de data aceasta. Așadar, sunt foarte multe lucruri pe scenele noastre, de asemenea Bubu și Anotimpurile, adică acea întâlnire între persoane specializate, dar și părinți cu copii, cu vârste între 0 și 3 ani, cum spuneam. Și dacă este vorba să vorbim de grădina Operei Comice pentru Copii, dacă vreți, este o grădină în care trandafirii își au lumea lor, este, dacă vreți, o expoziție de trandafiri ce sunt în plină frumusețe în acest moment. Dar nu doar florile sunt la noi, sunt și florile umane. Copiii, părinții, toți cei care iubesc arta, frumosul, joaca, jocul și copilăria. Și atunci avem din 1 iunie multe jocuri în curtea noastră, că vorbim de piscina cu bile, că vorbim de trambulina Operei Comice pentru Copii, de râul navigabil, de expresul, Aventura Park, însemnând tiroliene, însemnând cățărări, și toate acestea sunt în așa fel organizate încât copiii de diverse vârste își au locurile lor supravegheați și asigurați de persoane de specialitate. Escape Room, Aventura Park, circuitul OCC, există jocuri cu apă și apoi sărbătorirea zilelor de naștere, și aș putea să vorbesc zile întregi despre ceea ce facem noi la Opera Comică pentru Copii. Știu că timpul este măsurat și limitat. Să vă spunem ce să vă mai spunem.
Este minunat tot ceea ce se întâmplă la Opera Comică pentru Copii. Intrarea este gratuită la acest festival. Sigur că toate aceste acțiuni, aventuri ce urmează să întâlnească copiii sunt cu un tichet care costă 3 lei și care, în raport de cerințele copiilor și de înțelepciunea părinților, lucrurile se îmbracă în povești frumoase. Și la noi, la Opera Comică pentru Copii, în afara faptului că spectacolele se joacă cu casa închisă în cele 3 săli de spectacole, cum spuneam, dar și în grădina Operei Comice pentru Copii, există o stare de spirit extraordinară, însemnând descoperirea a tot ceea ce înseamnă pentru copii, pentru că nu este o joacă, ci sunt lucruri serioase acolo pentru ei, descoperă lumea, descoperă ce înseamnă relaționarea dintre copii, ei între ei, dar și cu cei mari și, ca de obicei, ei copiii se impun, întărind și mai mult motoul pe care l-am pus în practică din momentul în care am preluat conducerea Operei Comice pentru Copii: copilul este cel care educă maturul. Așadar, dragi copii, vă întreb de fiecare dată, părinții vă ascultă, iar voi, dragi părinți, aveți grijă să ascultați copiii, pentru că ei sunt cei care descoperă lumea, cei care spun adevărul absolut, cei care reprezintă, dacă vreți, apropierea de perfecțiune și de frumusețe, de generozitate și iubire. Simt că faceți deja parte din familia Metropola TV și iată că de aproximativ 2 ani ne întâlnim periodic, ne anunțați lucruri noi, lucruri frumoase și vă mărturisesc că am stat de vorbă cu un părinte care a fost impresionat de atmosfera de la Opera Comică și m-am simțit așa ca și când ar fi vorbit despre o rudă de-a mea, era foarte mândră de ceea ce povestea. Întăresc ceea ce spuneți, pentru că din momentul în care, parcă 15 august, acum 2 așa ani, este, la da. Mulți ani. Mulțumim, Doamne, de atunci noi facem parte din această familie și de fiecare dată când avem evenimente și nu doar când avem evenimente, tot timpul ne sunteți alături și vă suntem alături. Suntem prieteni, suntem copii ce ne jucăm împreună și până la urmă cei care anunță noutăți de calitate, realități de anvergură și valabile pentru trecut, prezent și viitor. Vă dorim să aveți cât mai mulți invitați de toate vârstele, să aveți așa un spectru suficient de larg, să prindeți și invitați de 103 ani, copii maturi. Mi se pare foarte drăguț că am scos fiecare dată la noi. Am scos vârsta din ecuație când vorbim de copilărie. Asta e foarte drăguț. Copilăria trebuie să fie împreună cu noi tot timpul și cred că este taina de care trebuie să avem grijă și pe care o avem la îndemână tot timpul, cheia prin care deschidem uși, deschidem suflete și trecem peste încercări, ieșind sau fiind la final victorioși, biruitori, copii fericiți. Mulțumim tare, tare mulțumim mult! Mult spor în tot ceea ce faceți și sărbătoare frumoasă de vă mulțumim, iunie. Mulțumim! Luăm mai departe o scurtă pauză de publicitate, dar revenim foarte, foarte repede, așa că rămâneți alături de Metropola TV.